Apropo de guvern, se vor pune anumite condiții, se vor fi stipulate anumite condiții pentru, nu știu, revocarea unui ministru, să nu mai ajungem în situația, nu știu, Vlad Voiculescu, spre exemplu. Vor fi puse anumite condiții? Eu cred că dacă liniile directoare sunt foarte clare, ce face fiecare ministru și să stabilim lucrul acesta de la nivelul programului de guvernare, atunci nu vom avea aceste situații. Însă, în același timp, este evident că fiecare formațiune politică este responsabilă pentru oamenii pe care îi propune în guvern și pentru modul în care vor implementa programul de guvernare. Partidul Social Democrat este un partid foarte serios, cu oameni care știu ce au de făcut și nu cred că ne vom afla în respectiva situație. Însă, așa cum am spus, este important să avem o guvernare serioasă. Și asta este, cred, invitația noastră și către cei cu care discutăm în prezent, să vină cu oameni care știu ce au de făcut, oameni care au o imagine bună, oameni care vor să facă treabă și care trec peste, nu știu, interesele politice de moment, pentru că mai sunt 3 ani până la viitoarele alegeri și în contextul acesta avem timp să ne concentrăm pe ceea ce e important la nivel guvernamental și în ceea ce privește măsurile pe care le putem implementa. Adică dacă avem un premier de la PNL și, nu știu, vrea să remanieze un ministru de la PSD, trebuie să ceară acordul partidului? Acordul PSD pentru a remania? Sau? Da, noi am mai lucrurile? Avut experiențe. Noi suntem convinși că vom găsi soluțiile în acest sens și că reprezentanții noștri eventuali în guvern nu o să aibă dificultăți și vom decide singuri în ceea ce privește soarta lor. Evident, momentan n-am ajuns la discuția despre premier. Vom vedea cine este acea persoană care poate oferi stabilitate și încredere, fie că e formula de rotație, fie că e formula unui premier care este acceptat de toate formațiunile politice. La momentul respectiv o să avem, într-adevăr, o discuție cu premierul desemnat pentru a seta foarte clar cadrul în ceea ce înseamnă rolul miniștrilor. O să avem fiecare formațiune, probabil și un vicepremier, dacă nu avem premierul, și acea persoană va fi un punct de contact și gestionarul practic a echipei, dar nu ne dorim să facem ce au făcut cei de dreapta, să avem mai multe guverne într-un guvern. Ne dorim un guvern unit, cu măsuri social-democrate clare, evident vor fi și măsuri liberale. Măsurile social-democrate vor fi cele pe care noi le vom promova activ, ele se vor vedea în actul de guvernare și cu siguranță colegii noștri din guvern vor fi cei care le vor promova activ și vor fi vizibili în a le comunica către populație.